Bună ziua, bine v-am regăsit, bine ați venit astăzi la episodul, al cincilea episod al discuțiilor publice intitulate Resilience Talks. Suntem astăzi în prima noastră delegație EARC, Centrului Euroatlantic pentru Reziliență, la Chișinău, alături de președintele Centrului Euroatlantic, Ovidiu Raețchi, și oaspetele nostru de astăzi, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Mihai Popșoi. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a răspunde la câteva dintre întrebările noastre. Cu drag. Am ales Centrul Euroatlantic pentru Reziliență, a ales Republica Moldova ca prim partener și ilustrat, iată, prin prima noastră deplasare, fiind Chișinăul. Vă mulțumesc că ne-ați primit și încă o dată vă mulțumesc pentru invitație. Voiam să... Prima întrebare este următoarea. Cum explicați reziliența, din punctul de vedere și din poziția pe care o aveți, reziliența cetățenilor Republicii Moldova în această criză a refugiaților? Am văzut 24 februarie, când deodată și România și Republica Moldova s-au regăsit cu foarte mulți refugiați la frontieră. Foarte mulți dintre cetățenii Republicii Moldova, cum de altfel a fost și în România, au sărit în ajutor. Uneori chiar au fost mai reactivi ca instituțiile statului. Cum explicați această reziliență a cetățenilor Republicii Moldova? Probabil această ospitalitate atât de mult cunoscută a cetățenilor Republicii Moldova și-a avut rolul și aici. Cetățenii Republicii Moldova și-au deschis larg casele, inimile pentru a găzdui vecinii și prietenii noștri ucraineni și aceasta ar fi una din explicații. O altă explicație eventual ar fi faptul că cetățenii Republicii Moldova îi înțeleg mult mai bine pe vecinii noștri ucraineni grație experienței noastre istorice, destul de triste, inclusiv războiul, conflictul transnistrian din 1992. Veteran acestui război este și tatăl meu și eu mi-aduc bine aminte acele momente, de altfel ca și practic fiecare cetățean al Republicii Moldova. Apoi, pe lângă experiența istorică și această ospitalitate binecunoscută, probabil cetățenii Republicii Moldova își dădeau seama și de riscurile acestui război, a extinderii acestei agresiuni și undeva, poate în subconștient, aveau această deschidere de a ajuta cât mai mult pe vecinii noștri ucraineni, așa încât ucrainenii să poată da dovadă de acel curaj inimaginabil de care au și dat dovadă, astfel ținând la adăpost, haideți să o spunem direct, Republica Moldova și toată Europa de Est. Pentru că, mă rog, este bine cunoscut acea teorie în războiul rece, teoria dominoului. Și vedem acum foarte multe din retorica, din uzvalitățile războiului rece, cumva vin în prim plan. Astfel, indiferent care ar fi fost motivația cetățenilor Republicii Moldova, ne bucurăm enorm de mult că am reușit să dăm dovadă de această reziliență, eficiență, rezistență în fața acestui val mare de refugiați și am reușit să-i găzduim cât se poate de bine, să-i integrăm în școli, în grădiniți, pe copiii minori care sunt majoritatea, constituie majoritatea refugiaților acum în Republica Moldova, să oferim în măsura posibilităților locuri de muncă, servicii sociale, așa încât cetățenii ucraineni să se simtă cât se poate de bine departe de casă și să resimtă cât mai puțin din acea durere prin care au avut să treacă. Aș adăuga și eu aici, Sebastian, faptul că uneori ceea ce noi numim cu un termen modern reziliență ține de fapt de o calitate tradițională a unui popor, cum e în cazul ăsta ospitalitatea. Și știi prea bine că noi la Centrul Euroatlantic pentru Reziliență, dar cred că trebuie să spunem asta celor care ne privesc, că folosim conceptul de reziliență organică pentru două elemente care nu se pot construi peste noapte. Nu țin de planuri de contingență, nu țin de ceea ce poate să facă într-un an sau doi o structură specializată în reziliență, ci țin de un proiect de țară pe termen lung.
primul element al rezilienței organice este infrastructura. O țară care are o infrastructură deja dezvoltată va fi mult mai rezilientă într-un scenariu, fie că vorbim de, nu știu, pandemie, fie că vorbim de agresiune armată. Al doilea element, și aici mă apropii de ceea ce spune domnul Popșoi, este educația. Educația fie obținută în școli, fie pur și simplu cei 7 ani de acasă, care se pot dovedi uneori esențial pentru a ajuta pe alții sau pentru a te salva pe tine. Și este celebrul caz fericit într-o mare de nefericire al tsunamiului din Indonezia, un tsunami care a curmat 230.000 de vieți la distanțe de uneori de mii de kilometri de epicentru, de exemplu 40.000 de victime în Aceh pe o insuliță aflată la 260 de kilometri de epicentru cutremurului, în vreme ce pe insula Simeului aflată la doar 60 de kilometri de epicentru, deci practic la câteva minute de locul de unde a plecat valul ucigaș, aproape toată insula a supraviețuit. 6.000 de oameni au supraviețuit și doar 6 oameni și-au pierdut viața. De ce? Pentru că aveau un proverb învățat, a cărui tradiție începuse cu mai bine de un secol înainte, chiar cu un secol înainte, când fusese un tsunami anterior, și proverbul ăla moștenit dintr-o generație în alta spune așa: dacă se cutremură pământul și vine marea peste tine, urcă la înălțime. Oamenii au știut din cei 7 ani de acasă ce să facă și au dovedit un tip de reziliență organică pe care zone mult mai evoluate, cu școli instituționalizate, nu le aveau. Am înțeles. În continuare a primei întrebări, ați simțit din momentul când criza aceasta refugiaților a început, sigur că a fost un efort considerabil pentru Republica Moldova, ați simțit o solidaritate europeană, ați simțit partenerii dumneavoastră, iată România, partenerii europeni strategici venind în ajutorul dumneavoastră? Așa este, a fost acest sprijin, dar mai întâi aș puncta, pe lângă efortul supraomenesc, dacă pot spune așa, cetățenilor Republicii Moldova, în pofida tuturor vulnerabilităților economice, sociale, prin care trecem, crize energetice, oamenii și-au sacrificat din puținul pe care l-au împărțit cu cetățenii ucraineni. Dar în același timp, instituțiile statului Republica Moldova, despre care la fel cunoaștem numeroase vulnerabilități de ordin instituțional, de ordinul capabilităților reduse, în pofida tuturor acestor dificultăți, instituțiile statului, aici vorbim în primul rând de Ministerul Afacerilor Interne, Vama, Grăniceri, dar în egală măsură serviciile medicale, sociale, toate s-au mobilizat exemplar. Și da, au fost anumite costuri și da, partenerii europeni, inclusiv România, statele Uniunii Europene, ne-au ajutat considerabil, oferind sprijin logistic, tehnic, dar și ajutor bugetar, pentru ca Republica Moldova să poată supraviețui acestor intemperii de ordin macrofinanciar. Și acest sprijin este resimțit și apreciat de către cetățenii Republicii Moldova. Am înțeles. Haideți să privim puțin spre viitor. Vine iarna. Pe lângă faptul că se anunță vremuri mai complicate, altele decât, iată, anii precedenți, și nu este vorba doar de Republica Moldova, ci inclusiv de toată regiunea, sau putem vorbi chiar de un impact global, pe lângă frigul care ne așteaptă, sau cine știe, poate nu, pe lângă criza energetică, pe lângă, iată, conflictul de la granițele imediate ale Republicii Moldova, cât de rezilient credeți dumneavoastră că este Republica Moldova în fața acestor provocări? Dacă veni vorba de proverbe, avem și noi un proverb în folclorul politic românesc: iarna nu-i ca vara, da? Și dacă am fi luat în serios această recomandare și ne-am fi pregătit cu mult timp înainte de asemenea intemperii, dacă am fi diversificat sursele de alimentare energetică, dacă am fi construit rețele de aprovizionare, fie că e vorba de gaze sau energie electrică,
alternative, așa încât să ne racordăm la piața energetică europeană, acum a fost mult mai puțin vulnerabil. E bine, timp de 30 de ani în Republica Moldova s-a făcut orice, doar nu creșterea nivelului de reziliență instituțională, societală, în perspectivă energetică. De aceea acum încercăm să recuperăm gazoductul care ne conectează la piața gazelor europene prin România este funcțional. Cât privește linia de înaltă tensiune, este abia la etapa de începere, de început de proiect, va dura cel puțin vreo 2 ani de zile, lucru care ar fi fost de bun simț să fie avut loc 10-15 ani în urmă, așa încât să reducem din această vulnerabilitate, dar în cel de-al 12-lea ceas facem ceea ce nu s-a făcut ani de zile. Și în comparație cu altă criză pe care am trecut-o prin anii 2005-2006, acel embargo a vinului impus de către Federația Rusă producătorilor din Republica Moldova, care peste ani s-a dovedit a fi, de fapt, un lucru pozitiv. Pentru că acum sectorul vitivinicol din Republica Moldova produce mai puțin vin decât producea acum 15 ani în urmă, dar calitatea acestui vin și prețul acestui vin este net superior și de aceea pentru buget și pentru agenții economici este mult mai profitabil. Deci acea criză provocată de acele presiuni politice ale Federației Ruse a ajuns să fie de fapt un lucru favorabil pentru sectorul vitivinicol. Mi-aș dori și depunem eforturi în acest sens ca peste ani, sper peste puțini ani, să putem privi în spate și să zicem același lucru despre această criză energetică prin care trecem, care este extrem de dureros resimțită de către fiecare cetățean al Republicii Moldova, dar și a întregii Europe. Peste ani să putem spune că, uite, până la urmă a fost acel duș rece, la propriu și la figurat, de care aveam nevoie pentru a crește nivelul de reziliență din perspectiva eficienței energetice și securității energetice a Republicii Moldova. Și aici aș adăuga că e acel element pe care noi îl studiem atunci când definim reziliența. Reziliența este nu doar bounce back, capacitatea de a asuma un șoc într-o fază inițială, dar ulterior presupune elementul de bounce forward, adică reziști șocului și ulterior îți dezvolți capacitățile așa cum nu le aveai dezvoltate înainte. Și am văzut asta în pandemie, nu? Pandemia a permis alocarea de bugete către cercetare în zona medicală, care au făcut posibile descoperiri revoluționare în zona cancerului. La fel, criza din Ucraina, punând acest tip de presiune, orice criză poate duce la rezolvarea unor probleme care stagnează de decenii. Problema energetică va fi probabil soluționată, o dependență tradițională a Europei, într-un orizont, să spunem, de 3 ani. Probleme de infrastructură, căile ferate, România, dar înțeleg că și Republica Moldova, într-o măsură semnificativă, își dezvoltă infrastructura de căi ferate învățând din lecțiile din Ucraina. Sigur că nimeni nu și-ar dori crize. E de preferat ca ele să nu existe, dar în momentul în care există, un stat rezilient se uită la posibilitatea de a învăța din greșelile din primele ore și de a-și dezvolta capacitățile imediat. Iată aici unul dintre rolurile esențiale ale Centrului Euro, am dat în pentru reziliență, pe lângă faptul de a preveni și de a vorbi despre următoarea criză și de a încerca a trece mai ușor prin ea, este și această capacitate de a dezvolta, de a ieși dintr-o criză mai bine, de bounce back better, dacă putem să spunem. Haideți să vorbim puțin despre spațiul informațional online. Știm cu toții, în ultimii ani a devenit o adevărată miză. Pe lângă fenomenul dezinformării, se vorbește foarte mult în ultima vreme despre cyber attacks. În ce mod a schimbat pandemia, în perspectiva dumneavoastră, peisajul cyber și cum s-a adaptat Republica Moldova în a asigura o reziliență cibernetică în sensul acesta? Mare regret, capabilitățile de cyber defense ale Republicii Moldova sunt extrem de modeste.
Aici mizăm în mare parte partenerii noștri internaționali din spațiul euroatlantic pentru a construi reziliență în acest sens. Practic nu este săptămână să nu se încerce anumite atacuri cibernetice împotriva unor instituții. Acest lucru, evident, dacă am fi avut o capacitate de a ne opune acestor atacuri, acest lucru ar fi contribuit la securitizarea domeniului informațional. Așa cum spuneam, securitatea în sensul larg a cuvântului și securitatea cibernetică în sensul mai îngust nu a prea fost o prioritate pentru guvernările precedente în Republica Moldova. Și acum, în această criză, când, iată, criza pandemică abia de s-a finalizat, războiul, criza energetică, criza inflaționistă, toate s-au adunat într-un așa perfect storm și aceste procese pun presiune mare pe sistem și avem norocul, dacă putem spune așa, că avem această majoritate parlamentară solidă și avem capacitatea și determinarea să ne opunem acestor crize și să ieșim, într-adevăr, mai puternici din aceste crize, inclusiv în domeniul securității informaționale, lupte cu propaganda și fortificarea capacității noastre de securitate cibernetică, și aici contăm foarte mult pe prietenii noștri din România, din spațiul euroatlantic, pentru a contribui la fortificarea celor capabilități, după cum spuneam, destul de modeste, pe care le are Republica Moldova, dar fără de care, în lumea modernă, ești extrem de expus, ești extrem de vulnerabil. De aceea este una din prioritățile cheie la acest moment. Care este obiectivul acestor atacuri informaționale, cyber? Cele mai simple sunt cele bine cunoscute, denial of access, de a bloca anumite pagini ale instituțiilor de stat, așa încât să creeze, să perturbeze activitatea instituțiilor statului și acest lucru să aibă un spillover negativ în societate. Probabil cele mai sofisticate au intenția de a nu doar de a perturba, dar și de a sustrage, de a fura anumite informații sau de a cauza daune infrastructurii critice. Aceste lucruri sunt bine cunoscute, dar cu mare regret capacitățile Republicii Moldova de a se opune acestor lucruri, acestor agresiuni, este destul de modestă. Dar revin, grație sprijinul partenerilor noștri, suntem acum în plin proces de evaluare a riscurilor și de contrapunere, de încercare de a reduce din aceste vulnerabilități, grație expertizei și asistenței tehnice din partea partenerilor noștri europeni și euroatlantici. Vorbind despre reziliență, despre consolidarea rezilienței naționale, poate oare România sau Republica Moldova sau un stat din regiunea Mării Negre să dezvolte cu adevărat o reziliență națională, să consolideze o reziliență națională în condițiile în care ea nu este cu adevărat o reziliență regională, europeană sau, de ce nu, chiar globală? Vorbeam mai devreme de acel tsunami, pentru că e un caz care nu ține de regiune, de regiunea noastră, și în fenomenul respectiv, în care niciun stat nu avea pregătit mecanism de alertă și de evacuare pentru tsunami, vorbim de numeroase, nu știu, mai mult de 10 state care au fost afectate. State afectate inclusiv pe coasta de est a Africii, la 7500 de kilometri distanță. Deci, foarte rar ai de-a face cu o criză care să fie națională, cu o criză care să se oprească la graniță, să prezinte pașaportul, să-i se interzică accesul și să nu poată să meargă. Crizele economice, terorismul, războaiele, toate au implicații regionale, cel puțin, uneori au implicații globale. Pe măsură ce
globalizarea devine mai aprofundată pe măsură ce crizele care pleacă din niște centre foarte, foarte influente geografic, cu implicații, cu ramificații în zeci de state, ajung la mii de kilometri distanță, în tocmai precum valul ucigașii plecat din Indonezia a ajuns până în Tanzania, la 7400 de kilometri. Deci, nu, eu cred că conceptul corect de criză este cel de criză regională, conceptul corect de reziliență este cel puțin de reziliență regională și de asta mă bucur de discuțiile pe care le-am avut în aceste zile cu partenerii noștri strategici din Republica Moldova, parteneri strategici în vederea integrării europene a Republicii Moldova, pentru că în foarte multe, dacă nu în toate provocările, crizele pe care le traversăm, suntem împreună și nu putem să rămânem doar în formate naționale pentru a răspunde, pentru că provocările sunt transnaționale. Înțeles, mulțumesc. Pentru că domnul Ovidiu vorbea despre integrare europeană, vreau să sărim puțin, să mergem către acest subiect. În data de 17 iunie anul acesta, Comisia Europeană a recomandat Consiliului European acordarea statutului de țară candidat Republicii Moldova. Asta venind, desigur, în urma unui efort național al tuturor instituțiilor foarte serios. Cum ați primit vestea și cât de greu a fost acest demers? Pe fundalul războiului, vărsărilor de sânge din țara vecină, e adevărat că această veste, cumva, din impactul care ar fi fost dacă nu era acest război, cumva a fost mai redus. Dar conștientizăm importanța acestui moment, conștientizăm momentul istoric, dacă doriți, și în egală măsură conștientizăm responsabilitatea pe care o avem pentru a valorifica această oportunitate. Ori e lucru știut, Republica Moldova a depus eforturi susținute pentru a negocia, fiind prima țară care a negociat și a implementat acordul de asociere, a obținut regimul liberalizat de vize, suntem în plin proces de reformare a justiției, deci suntem relativ avansați pe calea noastră și pe ambiția noastră de a adera la Uniunea Europeană. Sperăm foarte mult și vom depune eforturi în continuare pentru ca în anul viitor să începem procesul de negocieri și atunci, capitol cu capitol, să îmbunătățim viața cetățenilor noștri de zi cu zi, pentru că aderarea la Uniunea Europeană nu este un scop în sine. Procesul de aderare este în egală măsură de important, pentru că anume acest proces impune acele schimbări care transformă viața de zi cu zi în Republica Moldova și aderarea nu face decât să ofere oportunități noi, oportunități la o scară de care acum nu ne putem bucura. Și acest nou statut ne onorează, dar și ne responsabilizează în egală măsură și vom munci în continuare, în pofida tuturor dificultăților, să valorificăm această mare oportunitate și una din mizele principale sunt acele eforturi de reformare a justiției, care este temelia dezvoltării economice a unui stat. Temelia unui stat, de fapt, pentru că în lipsa unui sistem de justiție echitabil, corect, transparent, nu poți atrage investiții, nu poți miza pe protejarea proprietății private. Noi avem experiență destul de tristă în ultimii ani, când țara era guvernată de un regim oligarhic, când agenții economici se trezeau și se culcau cu frica zilei de mâine, nu știau ce li se poate întâmpla. Un sistem judecătoresc și un sistem a procuraturii cu adevărat independent, așa cum îl au țările europene, este temelia procesului de integrare europeană. E adevărat, sunt eforturi semnificative și în domeniul social, în domeniul economic, fortificarea infrastructurii, inclusiv energetice, așa încât Republica Moldova să aibă suficientă reziliență pentru a putea concura în cadrul pieței comune europene. Și toate aceste eforturi le vom depune în cadrul procesului de negocieri, așa încât Republica Moldova să poată reveni în marea familie europeană, să fie alături de România, familia europeană de unde a fost ruptă Republica Moldova, fără voia cetățenilor acestui pământ. De aceea, marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova își doresc enorm de mult și sunt dispuși
să depună eforturi susținute pentru ca acest deziderat, acest vector strategic, cum îi zicem noi, să devină realitate. Va fi complicat, dar grație determinării cetățenilor, eforturilor guvernării și sprijinul generos din partea bunilor noștri prieteni și parteneri din Uniunea Europeană, cu siguranță ne va reuși. Dacă ar fi să-mi spuneți trei argumente esențiale pentru dumneavoastră, pentru care integrarea europeană, Uniunea Europeană, este atât de atractivă, de ce credeți că este atât de important ca Republica Moldova, iată, să procesul pe care a început să fie finalizat cât mai repede, cum spuneți dumneavoastră? Principala atracție pentru mine, dacă doriți, dar consider și pentru o bună parte a cetățenilor Republicii Moldova, este aderarea la câmpul valoric european. După cum spuneam, Republica Moldova are o experiență tristă din perspectiva democratică, acele regimuri oligarhice, iar Uniunea Europeană este garanția unui proces democratic, unui proces politic bazat pe drepturile omului. E adevărat, mai sunt derapaje în unele state ale Uniunii Europene, nu trebuie să idealizăm lucrurile, dar Uniunea Europeană este bazată pe drepturile omului, este o entitate eminament democratică, în pofida unor critici legate de deficitul democratic, dar lucrurile se îmbunătățesc și aderarea la acest câmp valoric este o prioritate. E adevărat, în egală măsură, pentru foarte mulți cetățeni, aderarea la piața comună, la acel nivel de trai și la acea solidaritate europeană, oferă un avantaj important, inclusiv din perspectiva dezvoltării personale, din dezvoltarea afacerii. Acele patru libertăți care le oferă Uniunea Europeană sunt un lucru greu de subestimat din perspectiva atât a confortului, cât și mai cu seamă din perspectiva beneficiilor economice. Deci aderarea la câmpul valoric și la beneficiile economice pe care le oferă Uniunea Europeană și, într-o anumită măsură, și beneficiile de securitate. Da, Uniunea Europeană nu este echivalentul a NATO, dar există un discurs în cadrul Uniunii Europene, inclusiv în domeniul securitizării frontierilor, Frontex. Există discuții și despre cumva o centralizare a eforturilor de securitate colectivă. Dar probabil un ultim argument, dar cu siguranță nu cel din urmă, este ceea ce pomeneam adineauri. Istoria face ca o bună parte, dacă nu chiar majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, să aibă cetățenii Uniunii Europene grație cetățeniei române. Pentru că am fost o țară, am fost, de fapt, geografic și suntem partea a Europei, dar politic cumva am fost rupți fără voia noastră de ceea ce ulterior a devenit Uniunea Europeană. Și este firesc, dacă doriți, inclusiv din perspectivă istorică, ca aceste erori să fie corectate. Și considerăm că Republica Moldova a demonstrat aderența față de valorile europene și în anii care vin, în cadrul procesului de negocieri, procesului de aderare, de ajustare a legislației autohtone la acquis comunitar, va demonstra în fapte, nu doar în vorbe, cum s-a mai întâmplat în Republica Moldova, pentru că drapelele ale Uniunii Europene în Republica Moldova le vedeți cam la tot pasul. Da. Practici, norme, modul de a fi european nu este la fel de prezent, mai cu seamă în justiție, nu prea. De aceea avem încă multe, multe de făcut pentru a ajusta ceea ce ne dorim la realitățile noastre. Dar avem determinarea să o facem și grație sprijinului partenerilor noștri din Uniunea Europeană și din România, cu siguranță ne va reuși acest lucru. Și o ultimă întrebare, având în vedere acest efort mare, un mare efort, ca să spunem adevărul, vă ocupă destul de mult timp de integrare europeană și progresul care a avut loc până acum, dacă ați avea un mesaj pentru România, pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene, care ar fi mesajul dumneavoastră, având în vedere efortul care a fost făcut până acum, rezultatele obținute și ce urmează? Pentru că știm foarte bine, acum începe munca. Foarte multă. Care este mesajul dumneavoastră pentru România, Franța, Germania, cele 27 de state membre? Aș începe prin a mulțumi plătitorilor de impozite din țările Uniunii Europene, inclusiv din România, pentru acel ajutor pe care îl oferă cetățenilor Republicii Moldova.
pentru a depăși aceste momente complicate, pentru a păstra stabilitatea macrofinanciară, de care depinde într-o anumită măsură stabilitatea politică, în mare măsură stabilitatea politică din Republica Moldova. Și aș vrea să-i asigur că atât timp cât Partidul Acțiune și Solidaritate, pe care am onoarea să-l reprezint, va fi la guvernare și va avea sprijinul cetățenilor Republicii Moldova, Republica Moldova va rămâne ferm ancorată în spațiul politic, spațiul cultural, spațiul democratic al Uniunii Europene. Noi ne dorim să fim partea marii familii europene, ne dorim să fim partea civilizației progresiste, a civilizației care se bazează pe lege, pe puterea legii și nu pe legea puterii, așa cum se întâmplă în spațiul estic, din care am făcut parte o perioadă suficient de lungă ca să nu ne mai dorim să revenim acolo. Ne dorim să fim partea lumii libere, așa cum spune doamna președintă Maia Sandu, și apreciem enorm reciprocitatea prietenilor noștri și partenerilor noștri din spațiul euroatlantic și vom depune eforturi susținute pentru a demonstra, cum spuneam, nu în fapte, nu în vorbe, dar în fapte, că Republica Moldova merită să fie partea marii familii europene, pentru că politic, istoric, cultural, suntem europeni, suntem geografic partea Europei și vom demonstra prin reformele pe care le vom întreprinde că Republica Moldova va deveni pas cu pas un stat european. Și grație sprijinului partenerilor noștri, cu siguranță acest lucru ne va reuși. Și contăm, în primul rând, pe sprijinul României, pentru că este, fără îndoială, cel mai apropiat și cel mai sincer avocat al cetățenilor Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene. Și avem marele noroc, spre deosebire de alte țări candidate, pentru că știm că rândul este mare. Noi suntem undeva privilegiați, să nu zic alentați, că avem sprijinul României, avem acquis comunitar deja disponibil în limba română, există o serie de avantaje, trebuie doar să avem capacitatea să le valorificăm. Vă mulțumesc și pentru ca să, dacă îmi permite, să rezum cumva răspunsul dumneavoastră, pentru că emisiunea noastră de obicei este în limba engleză, aceasta este o excepție în limba română, îmi permit să citesc ce văd pe zidul din fața mea: Working together, winning together as one team. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația, vă mulțumesc pentru ajutorul pe care l-ați oferit delegației noastre aici, pentru discuțiile pe care le-am avut. Sunt sigur că vom continua dialogul nostru extins. Vă mulțumesc, domnule Ovidiu Raețchi, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Până data viitoare, toate cele bune, la revedere!